Vă salut! Astăzi vreau să vă arăt ce fac cu iarba cosită care nu este bună de dat la animale, care o tai mai bine zis cu firul. Am aici remorcuța plină cu iarbă și după cum vedeți, aici sunt într-o mică livadă de pruni. Am 20 de pruni puși, 15 din asta toamnă și 5 au fost puși mai înainte de vreun aproape 2 ani, un an și ceva, aproape 2 ani. Pusesem efectiv 10, dar nu s-au prins decât 5 și am completat în toamnă. Aceștia care s-au prins sau și prune, văd, au început să rodească. Și astăzi vreau să tai iarba după lângă ei, de jur împrejurul tulpinii și să pun iarba cosită cu firul, care oricum aș arunca-o și decât să o duc la gunoi, mai bine o pun la rădăcina lor și să face compost. Nu o să pot și filma când tai iarba, o să pun telefonul pe pauză și o să vedeți rezultatul la final. După cum se vede, acum am tăiat iarba din jurul pomului. I-am făcut puțin spațiu, are și el acum mai bună aerisire, pentru că îl înnăbușise iarba. Și acum urmează să pun iarbă tăiată cu firul de jur împrejurul lui, ca să-i țină umiditate și totodată aceasta va putrezi să va face îngrășământ natural. Intenționez ca toată această fâșie de iarbă să o umplu cu pomi, dar nu permite bugetul să fac totul odată și o să fac și eu etapizat. În toamnă o să mai pun din nou încă 20 de pruni și uite așa, o să umplu toată această bucată de pământ cu pruni. Am două soiuri, am Anașpet și Stanley și văd că merg bine. Puși în toamnă arată foarte bine. Le-am pus și niște gunoi de pasăre mai la începutul primăverii și văd că merg bine. Haideți să pun și iarba și vedem finalul. Am terminat și cu iarba. Am pus-o de jur împrejurul pomului. Acum le va ține și umiditate și nu va mai permite nici buruienilor să mai crească pe lângă el. Deci dublu avantaj. Și ca mulci și pentru umiditate, plus că el când va putrezi acest fân, se va face îngrășământ natural. Acum o să-mi iau jucăriile să merg la altă activitate. Sper să vă fie util acest video. Dacă aveți pomi, să încercați. Eu am mai încercat și dă rezultate. Aveam niște cireși care nu prea mergeau. M-am chinuit mulți ani să prind cireși și într-un final au dat semne că s-au prins și apoi le-am pus așa ceva și acum chiar au început să rodească. Astea fiind spuse, vă salut și ne vedem cu bine la un următor video.